Bună, fetelor! În videoul de astăzi o să vă arătăm pașii pe care trebuie să-i urmați pentru aplicarea gelului pe unghia naturală. Pentru realizarea manicurii cu gel, aveți nevoie de primer, bază, gel de construcție, cleaner, pile, buffer, pensule și top coat. Primul pas este să aplicăm un strat de primer și să-l lăsăm să se usuce la aer pentru 60 de secunde. Iar mai apoi aplicăm un strat de bază pe toată suprafața unghiei și nivelăm cu o pensulă curată. Uscăm baza la lampă pentru 30 de secunde, iar mai apoi începem aplicarea gelului pe unghia naturală. Folosind pensula specială, aplicăm un strat subțire de gel și îl nivelăm pe întreaga suprafață a unghiei, fără să polimerizăm. Luăm cu pensula o cantitate mică de gel, aproximativ cât un bob de mazăre, și aplicăm pe mijlocul unghiei. Cu mișcări de la stânga la dreapta, aranjăm materialul pentru a forma apexul unghiei. Mai apoi, cu o pensulă subțire, ne asigurăm că gelul acoperă uniform toată suprafața unghiei. Uscăm gelul la lampă pentru 60 de secunde, iar mai apoi degresăm unghia folosind un cleaner. Cu o pilă de granulație 100x150, dăm forma dorită unghiei. După ce suntem mulțumite cu forma, ștergem excesul de praf de pe unghie. Următorul pas este să folosim un buffer pentru a finisa unghia. Folosim încă o dată un cleaner pe toată suprafața unghiei. Ultimul pas este să aplicăm culoarea preferată urmată de top coat sau doar un top coat simplu. Polimerizăm pentru 30 de secunde, iar manicura este gata.